Ce faci de lucru? Da, uitați-vă aici. Topoare, bâte. Bine, încideți să scoateți un bun sau sigur aici. Să nu atinge aici, lasă-le pe aici. Să nu mai atingi pe aici, să nu mai atingi, te rog. Andrilan armați. Da. Aveau bâte, aveau săbii, aveau cuțite. Ce mic, mă? Uitați mașina acolo, e mașina, e mașina plină. Să ce se pare aceea mașina plină de armamente. Am mașinile. Domnul, stați pe să vă spunem cum s-a întâmplat iar. Cu armele, am tras mașina, zic să am ajuns la cu săbii, cu de tot. Trecând mașina către acasă. Da, cu săbii la copil la gâsă, nu moare. Mașina s-a dat jos cu săbile și cu toporele. Ispri, să ne omoară iar. Față de dumneavoastră. Copiii nu aveau nimic în mână. Și i-am zis la domnul șef, domnul șef, nu plecați de aceea că se întâmplă altă ceartă. Și a venit cu mașina de la Obedir, a venit cu... Îi cunoașteți pe cei care m-au atacat? Da, doamne, le cunoaștem. Au pus ea, uite, are microbuzul plin de armament acolo. Cu săbii, cu de toate. Cu furci. Doamna, eu, dacă îmi place să vorbesc ceva, că eu am Am fost agresat de 5 persoane pe drum. Deci ieri seară. Da, eu sunt cu microbuzul, sunt șoferul microbuzului, este al meu. Ieri seară s-a întâmplat cu un nepot de-al meu, au fost peste un nepot de-al meu, l-au bătut în Obedin, care nepotul... Și nu trebuie să vorbim de și la podul Jiulei aceea, la noi, la Comuna Breasta, a ieșit microbuzul acesta care se vede la fața locului, înaintea mea. Mergea cu o viteză foarte redusă, care eu nu mă așteptam că sunt persoanele care m-au agresat. La un moment dat m-am pus să fac depășire, am dat o semnalizare și ei mi-au blocat drumul pe partea stângă. Am intrat frontal în ei, deci am frânat, că se cunosc și frânele care sunt pe șosea, am frânat, dar degeaba, am intrat frontal în ei. S-au dat jos 5 bărbați care îi cunosc, că sunt de la noi din comună, 5 bărbați înarmați cu săbii și topoare. M-au lovit pe mine, care am și aici la spate, trebuie să mă duc la spitalul numărul 1, că m-au lovit foarte rău în spate și mi se cam oprește respirația. Cu topoare, cu muchea de la topor, am și o înțepătură, dar nu pot să... Nu să vadă. Pot să arăt. Că să vede, ca să nu uitați, doamnă. Uitați-vă ce a făcut. Și pe picior. Și aici la picior mai am ceva bine că m-au bătut, dar nu prea. Uitați-vă bine, uite aici. M-au bătut, dar nu se cunoaște pentru că n-au făcut sânge. Deci ne-au bătut, că au intrat toți în mașină, au deschis ambele uși, au deschis de la mine după partea mea și 3 luni. Ăsta mic, doamnă, 3 luni. Am pus copilul jos pe burtă și m-am pus deasupra lui și am început să țin să-mi omoare. Avea o sabie foarte mare în mână și a vrut să-mi omoare copilul. Din cauza pentru că l-a omorât pe soțul meu. Și poliția de aici, de la Breasta, ia șpagă, mănâncă grătare cu ei. Au spus la poliția din oraș că nu au avut nicio bâtă, nicio topor, nimic, nicio sabie. Cum dar este posibil așa ceva? Mașina plină. Și nu trebuie să vorbim toți când suntem. Doamne, eu sunt mama copilului. Mi-a tăiat copilul, mi-a dat cu sabia în cap. Iar umâna este în comun spital. Operat. Norul meu a venit acasă cu fratele meu cu mașina de la spital să vină acasă. I-a ținut calea și a dat cu mașina ei să-i omoară.
de a sări cu săbile, cu topoarele, să dă la copil, să omoară și pe ăsta mic în brațele ei. Care în spital a luat-o și pe soția lor când i-a oprit cu microbuzul și a bătut-o și pe ea până mai știu de capul ei până a ajuns la spital și ea dupe bărbatul său. Și în chimotul la spital a ajuns. Doamne, văzurăț, cum ești? Vă rog frumos, ia ce un polițist, îl cheamă Stoian Sorin. Sorin ăla, ăla e... În loc să ia făptașii care sunt criminalii, l-a luat pe filmul cu mașina, au vrut cu bătaie. Că asta, asta e exact, domne, că e dovadă, că îi dă bani, îi dă bani, îi dă face grătare, îi dă câte și mai câte. Și în loc să ia pe, să ia pe aia, că erau normal cu săbici, cu topoare, au pus pe fiul meu. Săraci, avem cu 7 ore. De poliție. Când veneam la poziție de poliție, nici pe mine mi-a face cu față. Că avea fiecare dintre ei o sabie și o săcure, o sabie și o săcure. Și nu eram, nu eram la mașa liberi. Asta e, vă rog frumos să vină cineva să pot să facă lege aici. Să ia ca... A venit cu mașina înarmat, înarmat cu bâte și cu sopoi cu, cu, cu săbici. Dacă se poate, vă rog frumos să luați și la, la mașină spate, că ai mașina acolo. Bă, da, vorbesc și ce vei fi ca lume. N-are, n-are treabă cu nimeni. Nu, nu, eu am aflat acum. Și domnul ăla, vine, mă lăsați? Da, să ne filmez de... Doamnă, da, da. Care? Da, și faci și în spate. Care ai și în spate niște bătiri? Da, vă zic, nu mai pune. Și în spate aici, nu mai pune. Și să vină, bă... După ce după ce vă las puțin să vorbesc eu cu domnul. Da, păi, eu hai. Nu mă împinge pe mine. Vrei să pușe la mine? Păi, pe ce fac eu ceva din aceea? Deci, cauza care fug, soția mea de 15 ani, e copiii mei sunt la țigan, fără divorț, așa și pe din da. Bă, mă lași! E bun acolo. Bă, bă, lași! Da, domnule, filmați! Desfaceți ușa, să vedeți cât e... Să nu mai puneți mâna pe aici, că să ia în plinte. Păi, da, ce vorbiți? Păi, de mână! Și are și săpii și aici, chiar la volan.